În urmă cu doar câteva momente, PSD a votat în unanimitate structura guvernului așa cum a fost negociată cu PNL și propunerea ca Nicolae Ciucă să fie premierul acestei coaliții. În ședința din această dimineață, Marcel Ciolacu le-a spus liderilor PSD că a negociat cu PNL, deoarece PSD trebuie să scoată țara din colaps. Liderul social-democrat a precizat că alianța de la centru nu implică și acorduri în teritoriu. Acolo se vor face alianțe politice între PSD și PNL doar dacă se înțeleg organizațiile. Mădălina Mihalache știe ce se întâmplă la PSD. Bună dimineața, Mădălina! Dacă liberalii sunt foarte supărați pe cei care au negociat acest guvern cu PSD, la socialdemocrați înțeleg că au fost și felicitări astăzi. Bună ziua, Mihaela, bun găsit tuturor. Da, așa este, a fost felicitat Marcel Ciolacu de către Lia Olguța Vasilescu și de către Paul Stănescu, secretarul general al partidului, pentru modul în care a negociat cu Partidul Național Liberal, pentru ce a câștigat PSD în urma acestor negocieri. Pierde funcția de premier pentru că cu unanimitate de voturi au decis socialdemocrații să-l accepte și să-l propună la consultările de la ora 12 pe Nicolae Ciucă ca premier al coaliției de guvernare formată din PSD, PNL și UDMR, însă în schimb socialdemocrații au obținut 10 ministere, dacă punem la socoteală și funcția de secretar general al guvernului, care va avea rang de ministru. Și da, printre acestea ministere foarte importante, așa cum sunt Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Apărării, Ministerul Transporturilor, la care cel puțin au ținut liberalii să rămână la Partidul Național Liberal și nu s-a reușit acest lucru. Să ne spuneți dacă astăzi le veți propune colegilor ca Partidul Național Liberal să fie primul care dă premierul, adică să-l acceptați pe Nicolae Ciucă. O să propun ambele variante. Care partid va dea primul premier și care sunt condiții. Cred că cel mai important e ce au românii cel mai mult de câștigat, faptul că se termină o instabilitate politică creată de fosta guvernare de dreapta și necesitatea implicării a Partidului Social-Democrat în acest moment și să luăm prioritățile, repet, încă o dată, ale românilor.